Duelul dintre Dinamo și Steaua a fost câștigat de tușnad la campionatele naționale de ciclism pe pistă. În schimb, Steaua a dominat competiția feminină, în timp ce Olimpia București a făcut legea la juniori. Pe singurul velodrom practicabil din țară, cel din Ștefan cel Mare, tușnad a dominat probele pe echipe și s-a impus la viteză olimpică și adițiune de puncte. Emil Dima, la urmărire individuală, a adăugat un nou titlu în palmaresul harghitenilor. Este o bună pregătire în orice latură a ciclismului pista. Marile rivale, Dinamo și Steaua, au completat podiumul la seniori. Clubul din Ghencea a dominat competiția feminină cu Adriana Ceaușescu, deținătoarea 5 titluri naționale. Este primul an care am putut să dovedim că și la ciclismul la femei se poate face performanță ca și în străinătate. Nu suntem supărați. Suntem o echipă de mountain bike. Am venit aici pentru de curiozitate, de pregătire. Suntem la noi acasă și chiar suntem mulțumiți. Andrei Ionuț de la Petrolul a fost surpriza întrecerii cu două tricouri de campion național la 200 și 1000 de metri. Puțin spus mulțumit, chiar fericit, deși un junior care n-a primit 17 ani a bătut și seniorii și juniorii. Chiar dacă concursul nu a fost lipsit de incidente, organizatorii speră ca anul viitor în calendarul competițional să fie mai multe curse pe velodrom. Încercăm să reactivăm acest bătrân velodrom care ne aduce pe toți împreună aici.